Salut, sunt Ștefan Deleanu și în video asta vreau să discut despre persoane care bagă bani nimic, că persoane care își cumpără mașini foarte scumpe sport, mașinile care, persoane care își cumpără funcții inutile de la mașinile de lux, persoane care bagă bani în haine foarte scumpe și gen inutile de astea să zic așa trendy sau de designer, persoane care bagă în uh, machiaj foarte mulți bani, persoane care bagă ba, bani foarte mulți în uh, bijuterii, uh, persoane care bagă foarte mulți bani în restaurante, în lucruri de de lux. Uh, și vreau să discut despre de ce e inutil și să dau și niște argumente. Hai să începem. A. Mașini de sport. Mașini de sport nu sunt fiabile au porbagajul foarte mic, sunt foarte gălăgioase, te simți foarte bine în ele, dar nu merg. Dacă dai într-o groapă cu o mașină din aia, nu are suspensie foarte mare, e o mașină joasă, deci te zdruncină ca în mașina de spălat. După ce faci un drum pe drumul românești, asta îți simți că ești nou. Ca și cum ai fi dat cu pervol și aruncat mașina de spălat. Da, deci alea nu sunt bune, că nu sunt fiabile. Nu ce să ajungă mașinile alea, să ajungă să stea în în garaj așteptându-te pe tine să le iei, să le, iei, să, da, să le arăți la prietenii tăi sau la gagica ta care se uită numai după bani la tine. Și atunci, da, bani pierdeți degeaba. Uh, ca fapt divers, să știți că firmele care fac mașini acum uh, adaugă uh, la mașinile astea scumpe un, un buton un transmisor cu care ei, ei pot să scoată foarte ușor bateria din funcțiune, la mașinile astea foarte scumpe pentru că dacă țin, mașina, uh, dacă țin bateria în mașină și uh, mașina nu e pornită des, atunci bateria nu va mai funcționa și în cazul ăsta ei au decis să facă următorul lucru, să Vaci întrerupător. a să fie ușor la om să țină 70 de mașini folosite în garaj. Da, deci am discutat despre mașinile astea de sport. Mașinile de lux. Mașinile de lux gen Rolls royce sunt ok. Nu am să spun nu, unei funcții de infotainment inteligentă, unei boxe bune de calitate, nu am să spun nu unui Mercedes la BMW-uri, să zicem. O parte sunt decente, da. Adică dacă le Na, dacă le conduci cu grijă, nu e ceva rău. Deci și acum cam astea sunt alea să zic așa care uh, sunt justificabile. Uh, dar sunt și mașini, de exemplu, la Rolls Royce, poți să ții pe acoperiș. Stele, stele, uh, sunt uh, niște leduri pe care ți le pun ei să semnifice ziua în care te-ai născut sau ziua în care te-ai măritat sau ziua în care ți-ai cumpărat mașina. Sunt de prostii te costă câteva mii de euro să-ți pune niște leduri pe acoperișul mașinii Uh, exemplu de lucru care ca să fost niciodată Adică maxima să zici unui prieten odată, dată Ia uite șmecherul, asta e ziua în care m-am născut Și aia e tot ai, folos, ai dat 2000 de euro ca să poți să-i zici la un prieten Dă un loc să-i vorbești de ceva științific sau de istorie sau așa Să-i spui tu că ești smardoi și ți-ai cumpărat tu stele pe acoperiș N-ai rezolvat nimic, e pierdere de bani Da, deci am discutat despre mașini mai uh, să zicem că sunt prevalent la bărbați, am să ajung în mediu, să zic așa, unisex, la haine, uh, așa, uh, Gucci, uh, Supreme, astea sunt prostii. Uh, pentru că nu sunt haine, uh, nu toate sunt haine comode, sunt și niște haine de la Gucci sau de la, uh, mai mult de la Gucci decât la suprim, dar și la suprim sunt haine inutile, care te simt, sunt incomode. Sunt haine care poate zicem că arată trendy, Uh, nu arăți bine în ele. Uh, mie, de exemplu, nu mi-ar place stau cu una care se îmbracă în Gucci. Arată așa de jalnic. Unele sunt așa de ciudate încât uh, te speri. Adică zici că e scăpa, scăpată sau scăpat de la nebuni. Uh, părerea mea personală. Gucci uh, și suprim, nu, nu sunt haine fiabile. Sunt haine în care nu te simți bine și nu sunt haine uh, care să zic așa să se -ți țină să fie haine. Ha? Da? Hainele ți le uite la haina mea, nu e o haină foarte scumpă, e o haină care o țin și acasă, o țin și pe afară, e comodă, îmi place, nu e chiar urâtă, nu e de firmă, da? Știi, îmi ține de cald, mă simt bine în ea, pot să mă învâr, pot să mă dau în spate, pot să nu știu ce și mă simt bine în haină, da? Deci am o haină care își face treaba ei de haină. <laughs> să stea pe om și să-i ține de cal, da? Deci am discutat despre... Um, uh, da, despre haine. Deci haine fiabile. Dacă vă uitați la Bill Gates sau la uh, persoanele care câștigă bani în IT sau care au avut, au reușit să se îmbogățească din IT, general le vedeți cu haine smartware, adică un pullover, un tricou, să zicem, na, da, niște blugi, haine astea normale pe care le poartă orice om, nu cu blugi cu găuri, <laughs> nu, aia de handicapați. Cu haine serioase, dar haine inteligente, haine în care te simți bine și haine care sunt și comode n se îmbrace cu prostii, adică nu vă gândiți că și au haine din bazar, dar nu sunt haine astea extrem de scumpe, de modă sau de nu știu ce, sunt haine normale. Uh, și asta e pentru că haina mea mai mult semnifică inteligența omului care își alege hainele pentru că valorează ceva și nu pentru că costă. În Mm, să zic așa, în dereticinile astea mai clasice, cum ar fi bancher, uh, să zicem că deții un restaurant, mi-e greu să țin mâna sus, dar hai că încerc să gesticulez mai sus. Uh, persoanele care um, au, uh, nu știu, să zic așa, imobiliare, uh, persoanele respective se îmbracă cu costum, pentru că costumul uh, reprezintă banii, reprezintă clasa superioară, inteligență și așa mai departe, da? Uh, dar în uh, IT în general, sunt oameni care sunt îmbrăcați probabil ca mine sau au un uh, tricou, să zicem că au uh, uh, cămașă, da, general, așa se îmbracă, Bill Gates, uh, asta cum îl cheamă, uh, Elon Musk, așa se îmbracă, Oară, Warren buffer nu ăla lasă îmbracă în costum, uh, da, căutați pe net, căutați pe net persoane, căutați pe Mark Zuckerberg pe net și să observați cu ochii voștri, nu cu ochii mei că asta e adevărul, da, căutați da, deci asta e un exemplu. următorul exemplu e persoane care bagă foarte mulți bani în deci aici am ajuns în zona femeilor, da? Persoanele care bagă bani în machiaj și persoanele care bagă excesiv în machiaj și în bijuterii. La afară de bijuteriile astea care semnifică ceva, să zicem verigheta, să zicem, uh, uh, dacă ai un inel de da, așa, uh, alea da, uh, alea semnifică ceva, și dar să fim sinceri că uh, nu sunt chestii care să fie comode, adică ai o chestie prinsă în jurul uh, degetului care să apasă, să uh, strică circulația, sunt chestii care nu arată foarte strălucitor. Sunt uh, lucruri care uh, nu nu au un rost, da? Deci e mai bine, mâna ta e mai sănătoasă fără ele decât cu ele. Uh, în caz în care le folosești pentru un simbol, da, atunci da. Mai ales dacă înțelegi că uh, lucrurile nu-ți fac bine, nici rău nu-ți fac foarte mult, dar dacă înțelegi că uh, nu sunt folositoare, ni, să zicem că uh, demonstrez că, nu știu, pentru căsnicia ta, uh, faci un mic sacrificiu, să zic așa. Deci are, să zic așa, o valoare uh, ca uh, simbol. Deci am discutat despre uh, așa. Dar piercing-uri. Nu. nu. De exemplu, eu nu m-aș uita la o femeie cu piercing -uri. Uh, nu știu, nu îmi provoacă o părere foarte bună una tatuat ci încă poate femeile se uite la bărbații tatuați nu femeile adevărate, dar <gântu -i> sunt care se uită, da? Uh, așa, uh, nu am să mă uit la una care are excesiv de multe uh, cum se cheamă uh, bijuterii uh, și în general nu să mă atragă o femeie în care care mai multe uh, bijuterii uh, nu mă interesează, sincer deci Uh, să zicem că la, la machiaj, da, să zicem că alea au, au un rol, foarte mulți bărbați inclusiv eu mă uit să zic, la femeile care sunt machiate, dar uh, la... Pijuterii <laughs> nu. De exemplu, persoane care își bagă cercei. Și bărbați și femei. În principal femei. Sunt niște prostii, da? Îți faci o gaură în ureche, te doare, e și mic, 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 mică când faci chestiile astea și te doare ca să ce? Să-ți bagi niște bucăți de metal făcute din, na, bucăți de aur în urechi, ca să că porța aurul pe la urechi. Nu, nu înțeleg care e motivul. Deci nu sunt fiabile, nu arată frumos, nu așa. Machiajul, aici am spus da, deci aici am zis da, pentru că, să fim sinceri acum, foarte mulți bărbați și așa, și eu, în cazul ne uităm la femeile machiate, că nu se văd imperfecțiunile din față, pare fața mai simetrică, nu. Dar nici alea nu exagerați, că deci să nu plătiți banii pe machiaje extrem de scumpe, pe așa, pentru că nu are sens, sunt prostii. Zicem deci că vă luați ceva de calitate, adică nu vă băgați toxine în față, dar asta nu înseamnă că trebuie să vă cumpărați lucruri care sunt extrem de scumpe și care la un moment dat, nu rezolvă nimic. Da, deci am discutat despre două uh, Despre mașini, despre haine, am discutat despre... Uh, N-am discutat încă despre mâncăruri foarte scumpe așa. Asta la fel sunt la Unisex. mâncărurile astea foarte scumpe și băuturile foarte scumpe. Uh, astea sunt inutile datorită faptului că uh, nu sunt mai bune decât mancarul obișnuite. Un cocktail foarte scump, nu să fie extrem de bun, uh, e extre mult mai bun decât unul care a să fie, să zicem, de 20 de ori mai ieftin. Când ajungi la un preț foarte mare, în general, nu mai crește calitatea cu prețul. Adică plătești un euro, ții un, un suc foarte prost, plătești 5 lei, ții un suc bun. Plătești 20 de lei, nu ții un suc mult mai bun decât ăla de 5 lei. Ții un suc care, să zicem, că are cu aurit, purit cu nu știu, prostie de aur. În rest, nu, nu e nimic. Ci în care e ultra, e făcut, eco, e așa, dar nu, nu sunt diferențe adevărate Asta discutând de Băutură, da? La fel și la vinuri, vinurile foarte scumpe Dacă nu ești expert în vinuri, în general Lasă să dai seama Au fost făcute studii Puteți să căutați pe net În general, persoanelor care nu sunt degustătoare de vin Vinurile mai ieftine le par mai bune Adică Ca fapt divers Aici să vorbim și de, de lucrurile De mâncare foarte scumpă, da? Că mergeți la un restaurant, da, când mergi la o întâlnire de afaceri sau întâlnire cu o fată sau cu un băiat, în general mergi la un restaurant, nu mergi la... sau la un film sau... La, da, da, la restaurant, da. Aici merg persoane mature, la da, film, să zicem, că merge mai mult tinereț. Te duci la un restaurant bun, dar nu te duci la unul care să scoată din fiecare om 200 de lei. Pentru că adevărul e că foarte multe așa sunt. Sunt de lux, da, de lux. Că vrei tu să demonstrezi la altul că e, mai, mai scump acolo. Dar mâncarea e la fel de bună la o pizzerie care, cu care la 50 de lei de persoană mănânci bine și ai și unde discuta. E și comod, e și intim dacă așa poți discuta și de afaceri și de nu știu, lucruri personale dacă nu ai vorba de întâlnire. Ce ai ce, așa. adevărul e că sunt foarte multe persoane care se duc în oraș le zboară 300 de lei, uite, așa, pe fereastră. De ce? Că ei vor să, să zic la un restaurant scump, știi, că se simt mai bine. Te duci la McDonald's și mănânci o mâncare la fel de bună pentru 50 de lei. Uh, și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar asta truth. That's the... Na. acolo nu e un loc bun de, e foarte multă lume, dar uh, ca fapt divers, acolo ții ceva mai de calitate. Și nu vă duceți la restaurant numai așa de ocazii speciale, că ăla chiar e un jec, da? Dacă e vorba, nu știu, Revelion, acasă, da? Acasă ți iei băutură și bei cu prietenii, cu familia, cu așa. Dacă, nu știu, să zicem că e ziua ta, la fel, acasă. Nu trebuie să te duci să cheltui bani într-un restaurant care ia un suc la 2 lei și îl vinde la 8 lei. <laughs> că chiar asta e uh, situația. Uh, da, deci am discutat și despre mâncare și băuturi acum. Și acum hai să dau niște alternative, da? Am comentat atât despre ce să nu faci cu banii, hai să dau niște lucruri pe care poți să faci cu banii. Uh, în general, să fie chestii de investit, fie în tine, fie în companie, fie în... Așa? Uh, hai să începem. Deci, în primul și în primul rând, hai să începem cu investitul în... Da, ca să faci mai mulți bani, da? Dacă... Așa, în general, persoane care au nu își cumpără poși, nu au ce face cu banii din asta, nu o să funcționeze. Da, vă dau exemplu pentru persoane care se uite la video, care în general nu sunt persoane care să fie mare bogate, probabil să fie persoane de mijloc, care să aibă probleme cu stresul, cu banii, cu plătitul facturilor și așa mai departe. Da, și atunci, banii index. Să zicem că tu ai un milion de dolari, tu decizi să investești un milion de dolari pe viitor. Uh, index fundurile sunt, uh, na, îți cumperi stocuri uh, de o valoare și banii sunt împărțiți egal la mai multe uh, firme pe bază de stocuri, da? Zicem că tu ai un milion, pas la 100, 10.000 de fiecare. 10.000 de fiecare sunt investiți, ției stocuri de banii la fiecare din cele 100 de companii alese aleatoriu, sunt random, da? Uh, <coughs> în general, pe piață, Piața crește, da? Firmele sunt într-o creștere. Lumea devine din ce în ce mai bogată și evoluăm ca omenire. Cine înseamnă că tu banii pe care îi baci și investești într-o în 100 de companii, în general vor crește și peste 5 ani e posibil să vezi că banii tăi s-au dublat. Chiar e posibil. Evident că nu prea e cazul, în general nu ți se dublează după 5 ani, dar vei vedea 10-20% creștere. Eu recomand persoanelor care chiar sunt interesate să caute singure, că eu, ce știu, e cultură generală, nu uh, am făcut asta personal. Uh, da, e mult mai avantajos decât să bagi bani în bancă, pentru că, hai să fim sinceri acum, uh, că nici bancă la rândul tău investești banii aia și plătești mai puțin că omul vine la tine, că e mai ușor, nu că câștigă mai mulți bani. Uh, și că e vorba de sume mai mici, care nici nu te interesează dobânda dacă e sume mai mică, așa că ce mai discutăm? Băncile în general îți dau o dobândă care e mai mică decât rata de inflație. Rata de inflație reprezintă rata de valorizare. Da? Să zicem că ceea ce poți tu cumpăra anul ăsta cu 100 de lei, anul viitor te va costa 106 lei. Anul peste 2 ani, să zicem că te va costa 120 de lei. Tot așa. În 50 de ani, evident că devine mult mai mare chestia asta. Și asta e datorită unei rate de inflație. În România e în jur de 6%, în America în jur de 5% și ideea cu inflația e să aducă bani noi pe piață. O dată cu dezvoltarea noilor tehnologii și așa mai departe. Creșterea salariilor. <coughs> da. Ok. Deci am discutat despre asta. 2. Investiți în voi investiți în inteligența voastră, inteligență în cunoștințele voastre, că să știți că un creier bun e mult mai bun pentru începerea unei conversații decât ia uite ce luminițe de câteva mii de euro am eu pe tavan. Uite, sunt din ziua în care m-am născut. Cultura generală să știți că ajută foarte mult în conversații. Mai ales să creșteți că mulți care să uite sunt copii de 10-11 ani. M-am gândit să fac video asta să fie blocat pentru persoane mature, chiar dacă nici eu nu sunt adult, poate să crească pragul de, de vârstă cu câțiva ani. Bun. Deci, investiți în voi. Și uite, am dat un exemplu înainte, când n-am reușit să fac video, că s-a întâmplat nu am putut eu să filmez că am fost prost și na, să am selectat ceva greșit uh, și am vorbit singur uh, atunci uh, un exemplu pe care l-am dat e următorul uh, tu ești mecanic, da? Tu te pui să înveți informatic. Ce treabă are informatica cu mecanic? Nu niciun sens să se spui tu. Ba, fals. Și am dat un exemplu foarte bun care chiar merge băgat pe piață, zic eu, și exemplu următor. Tu ești un mecanic, da? Tu ai de 20 de magazine în același județ, te-ai te extins, uh, ai reușit să faci bani și un business uh, Uh, profitabil în chestia asta. Tu ca să faci business tău mai profitabil, pardon ca să duștec. Încă s-a înrăcit, um, ca să faci bisinul tău profitabil, um, îți vei deschide un, maga, un uh, website online unde persoane pot intra, să-și pună modelul de mașină împreună cu avaria ca să știi ce piese au nevoie. Și va fi selectat automat un serviciu care va fi liber, unde ei pot să trimită mașina cu raport mașină în tractare și mașina să le vină mai târziu deja făcută. Și să facă asta pe site, să nu trebuie să plătească bani în persoană ca să trebuiască să vină la voi, să nu trebuiască să um, își bată capul stând prin servisuri că n-au piese și așa, pentru că voi deja știți ce piese sunt și uh, îi trimiteți fix la uh, serviciul care are și piesa și e și liber. Și în același timp, pentru că ar fi mai sigur că banii ați primi uh, ați primit și un avans plătit direct de pe site cu cardul, check și așa mai departe și nu ar fi riscul acela că vă pierdeți banii. Uh, e un risc mult mai mic decât atunci când luați mașina și la final trebuie să plătească omul banii pentru că omul poate să spună mai târziu da eu nu mai vreau bani, știi și dacă. Na, rămâi cu mașina, dar la un moment dat mașina nu reprezintă peste bani gheață și cu, maș cu mașina pe care nici măcar n-ai voie să o vinzi că e clientului uh, nu să cumpăr mâncare la familie. Un exemplu, da? Uh, și am să vă spun un lucru acum, uh, un lucru pe care l-am învățat la rândul meu de la un profesor universitar. Uh, e că uh, să știți că există foarte mici diferențe între un chirurg și un uh, mecanic. Un mecanic, uh, așa. Uh, și am să vă uh, explic. Uh, chirurgul deschide omul ca să poată să facă transplant la un uh, uh, organ. Da? Uh, Uh, cum se cheamă? Uh, mecanicul a să deschidă mașina ca să scoată o piesă veche și să pună una nouă care funcționează că s-a stricat chirurgul desface omul și scoate organul vechi și pune un organ nou uh, mecanicul scoate uh, da, desfiletează mașina pune lucruri, nu, îl pornește dar cred că deja observați similaritatea uh, sunt două joburi la care ideea e principiul același numai că uh, diferența este uh, modul în care uh, este folosită tehnologia, da? Uh, na. În un, un caz e vorba de viață cuiva, în celălalt caz e vorba de o mașină, da? O mașină poți să încerci de câte ori vrei tu. Poți să pui piesa la loc, în general nu sunt mari pierderi. La un om, moare om. Deci nu poți să riști. Și de-aia sunt plătit mai bine chirurgii decât sunt plătit, e un plătit un mecanic. Da? E aceeași idee. Dacă un om e un, chirurg, e un mecanic genial, probabil că dacă învață, va fi și un chirurg foarte, foarte abil și foarte. acum mâini foarte fine, să zic așa. Deci investiți în voi și index. După. Treilea lucru, investiți în firma voastră. Capital, teren, investiți în. extindeți-vă. Dacă ai bani, investește-i undeva din care poți să te aștepți ca să-ți vină mai mulți bani în viitor. Banii gheață, poți să ți pierzi. Persoanele care uh, câștigă bani în general la loterie și le pierd într-un an doi au ajuns la aceeași uh, sărăcie. Uh, fără, să aibă ni uh, fără nici măcar să aibă mașini uh, de valoare, pentru că uh, persoanele n-au mai cu banii, primesc banii aport foarte mari și nu știu ce să facă cu ei și îi cheltuiesc foarte degeaba n mai văzut mulți bani și consider că sunt infiniți. Și după ce cheltuie toți banii respectiv, se trezesc că, opa, nu mai avem niciun ban. Și încep să vândă mașina ca să plătească datoriile, că banii au plătit cu mașinile alea, le-au plătit cu cardul sau cu contul bancar și până la urmă nu mai rămân cu nimic. Asta e adevărul. Majoritatea persoanelor care câștigă la loterie, la așa, la... într an, doi, rămân fără niciunul dintre banii respectivi. Să fim sinceri. Da. 3. Și 4, investiți în uh, omenire. Zic, dacă chiar n-aveți ce face cu banii, uh, Bill Gates, Warren Buffett uh, asta fac. Deci uh, sau erau vorba de Warren Buffett sau de asta Bezos. Uh, oricum, uh, Bill Gates are uh, o uh, cum se cheamă? Uh, are făcut uh, un business din ăsta uh, non-profit. Uh, fundația, așa, fundația uh, Bill and Melinda Gates, Melinda fiind soția lui, uh, în care ei investesc lor pe care i-au câștigat ei uh, pentru lucruri umanitare, de exemplu, pentru copiii din Africa. Uh, e cea mai mare și cea mai uh, fundație privată. Și oamenii bagă bani în persoane care au nevoie și dezvoltă umanitatea. Un lucru bun pentru copiii tăi, pentru că dacă umanitatea va fi mai dezvoltată peste nu știu câți ani, tu vei avea o tehnologie mai bună, datorită faptului că există mai mulți oameni inteligenți care își pun Creierul la contribuție ca să-ți facă ție calculator, Ia, uite, aici. Ești în fața unei cutii uh, mici sau mari, dacă e vorba de un calculator sau un laptop mijlociu, uh, care vorbește, da? Vorbește, uh, mai și vezi pe cineva acolo, și mai și se conectează fără fir, deci, de, prin telepatie cu uh, uh, oamenii din celelalte părți ale lumii, ca să înțelegeți. Adică, cam așa s-ar gândi o persoană care n-a mai văzut un calator în viața lui. Ar fi, wow! V-ați cu ele, probabil? Nu mai e așa de... Dar e un lucru foarte mare. Un lucru foarte măreț. Uh, investiți. Na, dacă chiar nu aveți ce să faceți cu banii, e o metodă. Nu o dați la... Așa. Investiți în oamenii care chiar au nevoie de bani. și care a să-i folosească uh, bine. Nu investiți în Smart TV pentru nu știu ce orfelinat. Nu spun că n-ar fi un lucru nobil, dar spun că banii aia pot ajunge în altă parte. Da, am discutat, în principal v-am dat niște uh, exemple, am discutat poate nu la fel de bine ca prima oară, dar eu spun că am spus un lucru serios și un lucru care uh, cu valoare. Da, eu am să spun salut pe, na, pe discuția asta uh, na, și vă urez o zi bună și uh, na, uh, o vedere plăcută pe YouTube, că mă gândesc să vă uitați și pe alte videouri. Da, salut!